Joe Biden își readuce câinii la Casa Albă. Președintele Statelor Unite își trimisese câinii la dresaj după ce unul dintre aceștia a mușcat un agent de pază. Tradiția președinților care își aduc câinii la Casa Albă este una extrem de veche. Donald Trump a fost însă singurul șef de stat care nu a avut niciun animal de companie. Is Major out of the doghouse? Yeah. The answer is yes. Major was a rescue pup. Major did not bite someone and penetrate the skin. And the dog's being trained now. I didn't banish him to home. Jill was going to be away for 4 days. I was going to be away for 2, so we took him home. Președintele Joe Biden a mai explicat însă și cum a ajuns unul dintre câinii lui să-l muște pe un angajat al Casei Albe. You turn a corner and there's two people who don't know at all, and you know, and they move and Joe Biden a mai precizat și că în realitate 85% dintre angajații Casei Albe îl iubesc pe ciobănescul Major, întrucât acesta nu face altceva decât să lingă pe toată lumea și să dea din coadă. Joe Biden are 2 câini, pe Champ în vârstă de 13 ani și pe Major în vârstă de 3 ani. Acesta din urmă este cel care ar fi atacat un angajat al Casei Albe.